e meritul echipei de la Suceava care m-au ajutat să ajung aici. Mulțumesc tuturor celor care m-au votat și întregului Partid Democrat Liberal. Sunt bucuros pentru că e o validare de 11 ani de muncă politică și până la urmă, chiar dacă uneori erau întrebări care e drumul corect pe care trebuie să merg și nu merg singur, ci merg cu echipa, astăzi s-a dovedit că ăsta este drumul corect. Și dacă e drum corect, este pentru Partidul Democrat Liberal și implicit pentru județul Suceava și pentru organizația PDL. Vreau să le mulțumesc tuturor și să vă asigur de întreaga mea afecțiune și respect pentru tot ce ați făcut. Iar de luni, să știți că în linie dreaptă se pare că nu vom avea concediu, ci vom intra cu motoarele turate la maxim să câștigăm alegerile locale. Asta va fi proiectul la care eu mă angajez și cred că de fiecare dată când m-am angajat am câștigat. Doar de acasă pot să vă spun, am 2 săptămâni de când n-am fost. Trebuie să vă spun că mâine am vorbit cu premierul, vrem să facem prima ședință a Biroului Permanent Național în noua formă, după care să vin acasă să facem o ședință, să stau și cu voi de vorbă, să ne împărțim atribuțiunile mai concret și probabil de aici încolo să împărțim mai mult sarcinile decât cum au fost până acum, pentru că sunt mulți oameni care au vrut funcții și dacă vrei funcții trebuie să te apuci de ceva. Și bătălia numărul 1 e să sprijinim guvernul ca să putem ajuta în continuare primarii și primăriile și să apărăm guvernul de fiara asta USL-ului care este zgomotoasă din calea afară și trebuie reglată la butoane.